Dragi prieteni, am o mare bucurie când mă pot întâlni cu dumneavoastră la Pomul Vieții. E un loc atât de frumos și atât de minunat și îmi doresc ca, în realitate, față către față, să ne întâlnim cu toți la Pomul Vieții. Până atunci, vă invit să ne întâlnim în jurul cuvântului și vă invit ca să studiem cuvântul ca să descoperim ce trebuie să facem, care sunt condițiile pe care Dumnezeu ni le pune ca să ajungem la pomul vieții. Pentru că trebuie să știm, nu oricum. Sunt niște condiții foarte clare, foarte precise pe care Dumnezeu ni le oferă. Vă invit să citim două paragrafe biblice. Unul din scrierile lui Pavel, din Romani, capitolul 5, mergem de la versetul 18 până la versetul 21. După cum printr-o singură greșeală a venit judecată către toți oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită, consecințele au fost către toți oamenii spre o îndreptățire a vieții. Pentru că, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Paragraful este extraordinar. Când îl citești, nu îți dai prea bine seama. Dar când observi că unul singur ne-a adus pe toți în situația aceasta, Adam. Păcatul lui Adam a adus păcatul în lume. Păcatul a fost moștenit din om în om, din generație în generație. S-a înmulțit, s-a diversificat, a devenit din ce în ce mai periculos, mai grav. Și astăzi trăim într-o lume care este înnecată în păcat. Ce-i de făcut? Cum putem scăpa? Și atunci spune Pavel, tot printr-un singur om a venit dreptatea. Tot printr-un singur om putem fi scoși în această mocirlă a păcatului și readuși pe terenul cel bun și drept. Așa că ne vom ocupa de partea a doua. Cum poate fi omul drept înaintea lui Dumnezeu? Și în continuare vom citi un alt paragraf din Ioan, cei doi mari doctrinari ai Bibliei, în epistola sa, în prima sa epistolă a lui Ioan, în primul capitol al epistolei sale, citim. Și o să citesc tot așa câteva versete. 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, avem comuniune unii cu alții. Suntem prieteni, suntem frați, vorbim, ne aflăm în pace. Condiția ca să fim în relații bune, să umblăm în lumină, în lumină cu Dumnezeu. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Deci a umbla în lumină îți aduce o relație de armonie și îți aduce o situație curată din punct de vedere moral. Dacă zicem că nu avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Cine se bate cu pumnul în piește, eu n-am făcut nicio faptă, n-am ucis, n-am desfrânat, n-am furat, n-am mințit, sunt un om corect. Voi sunteți păcători, eu sunt mai bun decât voi. Oricine spune așa ceva, spune, se înșală, se amăgește și adevărul nu este cu el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Amin. Cum putem ajunge la pomul vieții? Să trăim în lumină, să fim în relații foarte bune, să recunoaștem că suntem păcătoși și să le mărturisim
Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește, ne face desăvârșiți ca să putem avea acces la pomul vieții. Prieteni, aș dori ca în minutele care le avem la dispoziție să discutăm puțin acest proces foarte cunoscut care se numește îndreptățirea prin credință. Cum poate omul să fie socotit nevinovat și să poată să se întoarcă în Raiul lui Dumnezeu? Biserica, și nu merg mai departe la alții, Biserica creștină a ales două căi, diametral opuse. Una din căi este cea a faptelor bune. Trebuie să fii un om corect, un om cinstit, un închinător consecvent pe drumul lui și dacă vei face acest lucru, Dumnezeu te mântuiește. Faptele acestea, dacă tu nu ai suficient de multe, biserica are o rezervă. Pentru că ea are niște oameni sfinți, niște călugări care stau numai și numai să facă bine și să se roage și au un surplus. Și biserica poate să-ți dea din acest surplus dacă tu vii și dai ceva. Așa că biserica a început să vândă indulgențe, să vândă fapte bune, să vândă iertare celor care ofereau bani. Luther era un preot catolic și în același timp și profesor de teologie și veneau foarte mulți credincioși la el și spunea: Luther, rostește cuvintele că sunt iertat, pentru că mi-am cumpărat iertarea cu acest bilet. Și Luther, care era un bun cunoscător al Bibliei, un om cinstit și sincer cu el însuși și cu Dumnezeu, a spus: nu te iert, nu ți acord iertare, dar am cumpărat aceasta, n-are importanță. Păi, papa e mai important decât tine. Și spune: nu, cuvântul lui Dumnezeu este mai important. Și de la aceste probleme care el le-a întâlnit în actul spovedaniei din biserică, Luther s-a trezit și a găsit acest cuvânt formidabil care stă scris în Biblie: cel neprihănit va trăi prin credința lui. L-a găsit în dreptul lui Abraham, l-a găsit în dreptul profetului Habacuc, a profetului Ieremia și apoi teologia de bază nou-testamentală prezentată în mod special de Pavel și de Ioan. Și atunci și-a scris toate tezele sale faimoase, le-a bătut pe ușa bisericii sale din Wittenberg, oamenii veneau și citeau și rămâneau surprinși și a început Marea Reformațiune. Omul este socotit neprihănit prin Domnul Hristos, prin sângele său, prin harul său și nu prin meritele personale, prin bani, prin fapte sau altceva. Așa a început Reformațiunea. Luther a observat aspectul juridic. Eu sunt vinovat. Am călcat câteva articole din lege și ajung la tribunal. Tribunalul poate să-mi dea o amendă pentru fapte mai mici, poate să mă trimită la închisoare pentru mai puțin sau mai mulți ani în funcție de gravitate, sau, pe vremuri, nu cu mult în urmă, poate să dea sentința maximă, condamnat la moarte. Aceste trei variante sunt dacă ajungi la tribunal. Când ai greșit. Și Luther spune: fiindcă toți am păcătuit, toți am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu și toți am devenit muritori. Aceasta este consecința călcării legii. Dar harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos ne aduce eliberare. Dacă crezi în Iisus Hristos și accepti harul său, vei fi liber. Și Luther a văzut acest proces juridic. Prin credința în Iisus Hristos, omul
este socotit drept. Observați distinția. Nu este făcut drept. Eu rămân același. Deci, ieri eram hoțul sau bătăușul sau desfrânatul și astăzi, prin credință, sunt nevinovatul, curatul, îmbrăcat în haine frumoase, mă plimb prin centrul orașului și oamenii mă salută, mă duc la biserică, cânt, mă rog, mă duc la cor, mă urc la amvon și mă rog și oamenii mă apreciază. Sunt același om. Ieri eram cine eram și astăzi sunt altul. Pentru că, din punct de vedere juridic, mi-a schimbat doar statutul. Am certificatul, am hainele unui alt om. Din punct de vedere real, sunt același. Mai am încă în mine gânduri rele, patim rele, porniri păcătoase. Le mai am. Și din nefericire, acestea își mai scot colții și mereu și mereu greșesc. Și atunci, mai departe, oamenii au studiat și au descoperit a doua etapă, sfințirea. Acesta a fost John Wesley, care aduce un element în plus. Ellen White, omul nostru de bază în biserică, a fost o membră metodistă. Ideea aceasta este preluată și dezvoltată în teologia adventă și spune: eu am fost declarat drept din punct de vedere juridic, dar cum pot să devin drept, să fiu un om ca Iisus? Și atunci a spus, vedeți, nu e nevoie doar de procesul juridic, e nevoie și de procesul transformării omului, procesul nașterii din nou, procesul sfințirii vieții. Și atunci, cine este Hristos pentru mine? Hristos este în primul rând pentru mine jertfa. Jertfa care a murit ca prin sângele său să fiu iertat. Primul și în primul rând, atunci când haina mea s-a murdărit și eu nu pot să o curăț, o duc la un loc special unde au soluții speciale și mi-o curăță. Dar când caracterul meu s-a murdărit, numai sângele lui Hristos mă poate curăța. Dacă recunosc că sunt păcătos și spun, Doamne, curăță-mă, mă curăță. Deci în prima parte sau prima treaptă este iertarea, spălarea păcatelor mele prin sângele lui Hristos. În al doilea rând, eu sunt un om dificil. În primul rând că în trupul meu am o mulțime de boli. Nimeni nu mi le poate scoate decât Domnul Hristos. Și cea mai teribilă boală, cu cele mai multe minuni de vindecare pe care le-a făcut Iisus, a fost boala mentală. Biblia îi numește nebuni, demonizați. Noi îi spunem, știți, sunt stresat, sunt sensibil cu nervii. Forme moderne. Dar când mintea mea este puțin tulbure, când mintea mea este super agitată, super sensibilă, cine mă poate ajuta? Iisus. Zice, eu îți dau pace. Eu te fac să dormi liniștit, să nu mai ai gânduri. Eu te fac să poți să te împrietenești și cu dușmanii tăi. Așa că Iisus este salvatorul, este medicul care mă ridică și din această nenorocită situație în care am ajuns. Dar mai este ceva. Eu am ajuns să fiu copleșit de sentimentul acesta. Tot mai multe cazuri întâlnim astăzi oameni depresivi. Nu-i pot scoate din situația aceasta. Și acum Domnul Hristos îți redă demnitatea ta.
îți spune că tu ești un om bun, tu ești un om puternic, tu ești un om care poți să mergi pe drumul credinței, să-L iubești pe Dumnezeu, să faci lucruri frumoase. Domnul Hristos te întărește, îți redă demnitatea, te îmbracă cu dreptatea Lui și spune, uite, vezi cum arăți? Și când te uiți și te vezi îmbrăcat în alte haine, când te vezi luat de mână și primit într-un alt loc, dintr-o dată te-ai schimbat. Dar nu-i destul nici atât. Ești încă tot aici, tot în lumea aceasta. Și ultimul pas pe care îl face Iisus este reconcilierea. Te împacă cu Dumnezeu. Fiindcă tu ai multe gânduri. De ce Dumnezeu m-a lăsat atunci? De ce m-am îmbolnăvit atunci? De ce am avut accidentul atunci? De ce mi-au murit părinții de vreme? De ce mi-a luat un copil? Avem o mulțime de deceuri. O mulțime de nemulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Și mai întâi, Iisus te împacă cu Dumnezeu și spune, nu, Dumnezeu este Tatăl tău, care te iubește și care îți dă cele mai bune lucruri, chiar dacă tu nu le înțelegi, dar ceea ce El ți-a dat și drumul pe care El te-a condus a fost cel mai bun pentru tine. Te împacă cu Dumnezeu. Și în final spune, vedeți ce dragoste ți-a arătat Dumnezeu ca să fim numiți copiii Lui. Și suntem. Reconcilierea, readucerea noastră în familia cerească, împăcarea noastră cu Dumnezeu și cu cerul, este ultima treaptă. Deci ce face Iisus pentru noi? Iisus ne iartă, Iisus ne vindecă din toate bolile noastre, Iisus ne îmbracă cu dreptatea Lui și ne redă demnitatea și Iisus ne readuce în familia cerească. Acestea sunt căile lui Dumnezeu. Cum? Acum Domnul Hristos ne oferă un exemplu foarte clar. Domnul Hristos era persoana care urmărea cu multă atenție pe fiecare om. Dumneavoastră și cu mine, merge la biserică și te întreb, te mai duci la biserică? Te duci regulat sau din când în când? Iată că au fost momente când nu s-a mai putut merge. Ce faci? Poate va veni un moment când nu o să mai poți merge și atunci îți pare bine că nu se poate merge și stai acasă? Sau ți-e dor de biserică? Și Domnul stă la ușa bisericii să uită. Vine un om foarte frumos îmbrăcat, foarte bine, cu Biblia sub braț, se duce până în fața bisericii, se roagă, îți mulțumesc ție, Doamne, îți mulțumesc. Foarte încrezut în el, vrea să-l vadă toți. Apoi spune, eu nu sunt ca ceilalți. Ceilalți dau un leu, doi lei, cinci lei, eu dau 50 și 100 de lei. Eu am construit partea aceasta din biserică. Eu am făcut tot ce vedeți voi aici. Se laudă. Mulțumesc ție, Doamne. Își face tot ritualul, cântă, se roagă, se urcă la amvon, ține predică și se întoarce acasă. Cum se întoarce? Același. Eu, ce-am făcut eu astăzi, ce-am spus eu astăzi, dacă eu nu eram, astăzi nu era o predică bună. Acesta este unul dintre ei. În colțul bisericii, Iisus observă un alt om. Umil, se pleacă, se bate cu pumnul în piept. Doamne, sunt păcătos, mi-e rușine, n-am mai fost de mult timp la biserică. Ce zic oare oamenii? Atâtea lucruri am făcut, ai milă de mine. Și Domnul Hristos îi urmărește pe acești oameni. Urmește pe drumul întoarcerii acasă. Celălalt este cu euul său și mai mare, nici nu mai poate fi dus de o mașină simplă, trebuie o mașină puternică să ducă un eu atât de mare. Și celălalt merge acasă cu o altă față, mai veselă, mai liniștită. Și Domnul Hristos spune, omul acesta s-a întors acasă socotit drept. De ce? Pentru că omul acesta a apelat la Iisus. Îndreptățirea prin credință nu este doar o hârtie,
un act oficial prin care ești socotit nevinovat. Îndreptățirea prin credință este o relație cu Iisus. Este să-L cunoști pe Iisus și puterea Lui și învierea Lui și să te faci asemenea Lui. Așa spunea Pavel. Vreau să-L cunosc pe Iisus. Vreau să rămân în Iisus. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. Îndreptățirea prin credință este o unitate a mea cu Iisus, prin care ființa mea se schimbă. Îmi place să ascult cuvântul tău. Mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Acesta este lucrul cel mai important. Respectarea poruncilor nu mai este motivată de 1, 2, 3, 4, n-ai voie. Ci este motivată de Iisus. Cum aș putea face acest lucru împotriva Dumnezeului meu? Cum aș putea să îmi permit să fac așa ceva? Să-L întristez pe Dumnezeu? Să zic, oameni, uite ce face și acest creștin. Vedeți? Când îl ai pe Iisus în inimă, ești motivat mult mai profund să trăiești o viață de credință. Atunci nu ești doar socotit neprihănit, ci ești îndreptățit, ești sfințit prin harul și prin puterea Lui. Aceasta este îndreptățirea pe care astăzi noi o privim. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm. Dar dacă ne mărturisim păcatele, Iisus ne curăță, ne sfințește, ne înnobilează. Prieten, dacă vrei să fii la pomul vieții, trebuie să treci prin aceste procese, să obții și dreptul, adică actul juridic, dar să obții și schimbarea și transformarea. Dumnezeu să te întărească. El să te binecuvinteze și să ne regăsim sub pomul vieții. Amin.